Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm, după cum a devenit și o obișnuință pentru instituțiile media în această campanie electorală, să se discute despre corectitudine, despre actori politici și despre acțiunile pe care urmează să le întreprindă atunci când vor deveni președinte a Republicii Moldova. Invitații ediției de astăzi sunt Vladimir Țurcan, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Dumitru Roibu, activist civic. Bună seara și bine ați venit în cadrul studioului nostru. Bine am găsit! Domnule Țurcanu, vreau să vă întreb. Cunosc că practic în aceste zile s-au intensificat aceste vizite pe care le întreprindeți atât dumneavoastră cât și colegii de fracțiune, dar și de întreg partidul în teritoriu. Vreau să vă întreb, care este starea de spirit în teritoriu? Vom avea o prezență la urnele de vot pe măsura așteptărilor? Nu se va pune problema validării sau invalidării acestora? Nu, în primul rând, pentru scrutinul 2, deci da. Nu există pragul. Dar în același timp eu aș vrea să menționez că analizând situația am vizitat mai multe raioane pe parcursul chiar în perioada acestea de când deja anunțat că va fi turul 2 și am atras atenție că oamenii chiar stau în așteptare aceste zile. Chiar acum mă întorc din raionul Cahul. Am avut acolo 3 întâlniri cu alegătorii și m-au întrebat, tot normal, nimic nu se schimbă, chiar m-au întrebat cum va fi timpul. Da, interesant. Că deranjează pe oameni ca să nu fie cumva o ploaie, mă rog, știți cum, ca toamnă. Asta vorbește despre ce că, în opinia mea, prezența va fi chiar nu mai joasă decât a fost. Domnule Țurcan, după primul tur de alegeri am avut o hartă raportată la modul cum s-a votat. În anumite raioane, contracandidata domnului Dodon avea un număr mai mare relativ în centru. Se lucrează în mod special în aceste raioane pentru a schimba oarecum balanța voturilor? Noi lucrăm pe același plan, în sensul acela că toate raioane sunt importante. Absolut, da. Deoarece este ales un președinte pentru tot popor și noi nu putem să selectăm, iată, uite aici, raioanele acestea sunt a noastre, dar cele nu sunt a noastre. Deci lucrăm absolut masiv pe toate, prin toate raioane. Clar că o atenție deosebită atragem raioanelor unde sau prezența nu a fost cea care se aștepta sau, mă rog, deci analizând clar că și rezultatele. Dar absolut, cum deja am menționat, pentru noi nu este nicio importanță unde mai roșu, unde mai galben. Toate raioane sunt foarte importante. Fiecare legător este foarte important pentru noi, deoarece fiecare dintre noi așteaptă și rezultatele respective de la viitorul președinte. Domnule Roibu, spuneți-ne, vă rog, dumneavoastră în calitate de activist civic, cum ați descifrat, de fapt, aceste reacții ale societății civile raportate la întâlnirile cu reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate, pentru că chiar pe parcursul zilei de astăzi au fost huiduiți în cel puțin 2 sau 3 raioane ale țării? Nu trebuie de menționat faptul că societatea moldovenească este supusă deja ultimii 7-8 ani unei unui experiment la scară națională care se numește propaganda integrării europene. Eu deseori urmăresc și la televiziune și în alte părți, unii oamenii cu atâta ardoare promovează acest curent, însă greu uneori explică ce înseamnă acest curent, nu pot lega două cuvinte în acest sens. Fix aceeași situație este și în rândul tinerilor, dar și în întreaga societate. De ce? Oamenii au obosit deja să audă povești despre acest curent, despre guvernarea actuală și iată atunci când merg chiar și reprezentanții opoziției care promovează aceeași idee de integrare europeană, ei nu sunt primiți așa de bine. Mai mult că atât trebuie să avem în vedere și faptul că această tendință de a se retrage, a candidaților de a se retrage în favoarea Maiei Sandu și a avut efectul în teritoriu. De exemplu, mulți oameni susținători ai platformei Demnitate și Adevăr refuză categoric să voteze această candidatură. Nu este exclus că numai aceasta și se întâmplă în raioanele țării, adică oamenii văzându-l pe Năstase îl întreabă, dar cu ce ocazie și pentru ce tu ne îndemni pe noi să susținem această candidatură, pe când ea pe noi nu ne reprezintă. Noi uităm cu dumneavoastră sau ne facem a uita că Maia Sandu nu este nimic altceva decât
un exponent al guvernului oligarhic și corupt filat, care a fost demis pe motive de corupție, și următoarele două guverne. Iar psihotipul acestei doamne, care într-un caz acceptă tăcit să fie votat și de Plahotniuc și de Filat, acceptă aceste scheme de extragere a miliardelor din bănci și de acoperire acestui furt din banii statului și banii cetățenilor. Dar până la urmă nu am avut o reacție de susținere sau de clarificare din partea așa zișilor parteneri politici raportat la ce s-a întâmplat aceste zile, aceste patru tranșe a 70.000 de lei transferate. E straniu. Cum ar putea fi interpretat? Eu pot să vă spun cu siguranță că în acest caz Partidul Acțiunii și Solidaritate și Maia Sandu începe a deveni tot mai clar pentru cetățeni. Adică dacă până acum se construia un tip al acestui candidat ca fiind un onest, sincer, pregătit peste hotarele țării, un bun tehnocrat, acum noi înțelegem destul de bine că chiar dacă strigă la fiecare colț minciuni, oligarhi și așa mai departe, nu se poate evidenția prin nimic nou acest partid și această persoană față de restul ceea ce se întâmplă. Domnule Țărcan, spuneți-ne, vă rog, probabil ați fost întrebat și în teritoriul despre acest lucru. Dreapta tot vehiculat, până la urmă cu mare, aș zice, probleme, au desemnat un candidat la prezidențiale. De ce stânga nu a fost la fel de unită și de receptivă la mesajul, poate, și a alegătorilor? Pentru că atunci, în caz contrar, lucrurile ar fi fost mult mai simple. Nu, eu cred că în cazul dat, într-o oare care măsură au jucat așa numite, au jucat un rol așa numite ambiții, pur și simplu, politice, dacă vorbim din partea Partidului Comuniștilor, clar că nu aveau un candidat în același timp, mă rog, cred că erau și alte careva probleme și motive, dar faptul că în sfârșit totuși deci domnul Voronin, haideți, poate nu așa cum aș spune eu, deschis. Prea deschis și sincer prin dinți, dar totuși a recunoscut faptul că, da, totuși în cazul dat, mai bine, dacă vorbim de turul 2, totuși să fie susținut un candidat din partea stângii, domnul Dodon, și asta tot este un pas foarte important înainte, deoarece deja chiar cele 6 raioane, de exemplu, care eu patronez din partea deci fracțiunii, practic în toate aceste raioane au avut loc ședințele respective la diferit nivel la Partidul Comuniștilor. La aceste deci adunări au fost adoptate decizii totuși de a debloca situația cu alegeri și de a participa în mod masiv în susținerea domnului Dodon. Ce ține de contracandidat care a fost din partea partidului nostru, deci cred că dumnealor totuși au vrut să evidențeze care este potențial real. Să testeze adevărat. Până la urmă ce... Mă rog, se vorbește mult că aș fi fost un vot comun, poate chiar din primul tur. Noi lăsăm asta pentru istorie, pentru analiză, pentru la discreția dumnealor. Este iarăși foarte important că cu și această forță politică a declarat foarte clar prin liderul dumnealor, dar și prin însuși candidat. în teritoriu, prin candidat. Chiar acuzele acestea au avut loc mai multe hramuri a localități și domnul Ciubașencu chiar la un hram ne-am întâlnit împreună și dinealui tot a declarat, a chemat alegătorii ca să susținătorii să voteze pe domnul Dodon. Deci, în sfârșit, totuși este o concentrare foarte clară, unire forțelor de stângă pentru un candidat unic. Domnule Țurcanu, eu vreau să mai deschidem parantezele pentru un aspect. Foarte mult s-a discutat în această campanie electorală corectitudinea și de fiecare dată în acest interval de timp îmi întreb invitații dacă aceste adevărate sau aceste date care ne le oferă CEC sunt cele adevărate. Știți, foarte mult s-a vorbit într-adevăr. Da. Au fost falsificări, nu au fost, vor fi sau nu vor fi. În orice caz, noi am asigurat. Majoritatea absolută a secțiilor de votare sunt reprezentanții a noștri.
fie membru de comisie, fie observator sau... Lucrurile sunt mai simple pe teritoriul Republicii Moldova, cu diaspora. Da. Este controlabil? Eu sunt absolut de acord. Aici sunt mai multe întrebări, în primul rând, peste ocean. Acolo, într-adevăr, ce mai complicat din punct de vedere pur tehnic, organizatoric, să identificăm reprezentanții noștri. În același timp, noi înțelegem foarte bine, luând în considerare cui proiect este proiectul doamnei Sandu, noi înțelegem foarte bine că influența respectivă pur tehnologică, deci, dar și politică, poate fi destul de masivă pentru ca să deci, aibă loc ceva, niște nereguri. Dar eu sunt sigur că chiar și cei care sunt aici la noi în țară, prin altele avem informația că din partea și Transnistriei, deci alegătorii vor participa mai activ la aceste alegeri, deoarece deci, pe dinși tot, evident, îl frământă foarte mult, dar ce va fi mai departe? Cine va fi președintele Republicii Moldova? Cu atât mai mult în aceste condiții, când este clar deja cine Dodon și cine Sandu. În această campanie, de fapt, pentru diaspora au fost date probabil numărul maxim, câte 3.000 de buletine. Pentru diaspora, da. Ieri au fost adoptate decizia și pentru secții de votare pe sectorul transnistrian, tot la fel să fie totuși asigurat un număr necesar de buletine. Domnule Margo, vă rog. La cele 10 secții din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, la care au fost mărit numărul de buletine de la 2 la 3.000, în total 10.500 de buletini au fost mărite la 10 secții de votare. Este foarte important și interesant că în 6 din ele nu există nici reprezentant, nici observator și nici membru al comisiei din partea Partidului Socialiștilor. Adică aceste schimbări se fac non-zadar și atunci când s-au pus întrebări la Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău, care este necesitatea măririi numărului de buletini, doar era clar. Ce scuze că la aceste secții n-a fost prezența așa da, de masivă. Da, 129 de voturi, 200 de voturi, că 10-8% s-au votat, iar ei au mărit maximal numărul de buletini. Au pus problema, dați atunci la toate secțiile să mărim. La toate secțiile de psihotare să mărim. Dar nu, au mărit doar la aceste secții unde nu sunt reprezentanții sau membrii comisiei din partea Partidului Socialiștilor. Deci eu cred că aceste schimbări nu se fac în zadar. Domnule Roibă, eu pentru dumneavoastră aveam o întrebare specială. Ca reprezentant, de fapt, al tine. Vroiam să vă întreb, ce s-a întâmplat cu ei de nu s-au prezentat la vot? Pentru că s-a discutat, s-a aruncat cu pietre, dacă vreți, în grădina lor, sunt inactivi, nu le pasă de soarta țării, e așa sau nu? Ce s-a întâmplat? Haideți să recunoaștem că s-au aruncat cu pietre și au devenit frustrați sau obișnuiți într-un fel acei care au mizat pe tineri, în mod special manipulându-i. Noi trebuie să înțelegem destul de bine că atunci, în 2009, schimbarea s-a produs datorită tinerilor și n-aș spune că ei au fost motorul, atunci doar ei au fost mecanismul prin care s-au făcut acele schimbări, prin care Partidul Comuniștilor a pierdut puterea, partidele pro-europene, prin mesajul transmis prin tineri, au obținut majoritatea la acel moment. Tinerii au avut foarte mari speranțe din 2009 și noi nu trebuie să uităm că deja sunt 7 ani, că noi suntem păcăliți în continuu, că noi am pierdut 1 miliard, că noi avem sute de școli închise, că noi avem mii de burse reduse în universități, că noi deja plătim transport public în Chișinău de 7 ani și ne comportăm așa de parcă asta s-ar fi petrecut tot timpul. Noi uităm toate cele beneficii care noi le-am avut până ca tineri și toate minusurile care s-au acumulat parcursul la 7 ani. Iată, prezența redusă a tinerilor la alegerile din 30 octombrie este rezultatul direct al dezamăgirii lor în această guvernare. Și nu trebuie nimeni să supere, asta ar trebui să fie un mesaj foarte clar, inclusiv și pentru Maia Sandu, care a început diferite campanii de mobilizare pentru a tinerilor pentru turul 2, să aibă în vedere că asta este inclusiv un răspuns activității dumneiei în calitate de ministru și activității în calitate de membru a guvernului. Disputarea poate până la infinit a faptului că tinerii urmează sau trebuie să voteze în localitățile lor de baștină sau unde își fac studiile. De unde a apărut? Acum, cum este privită ea? Acum, în esență, ar fi aici, mai da, bine ar fi o chestiune juridică, da. Domnul Turcan cred că ar spune mai mult, dar noi observăm acum în universitățile din țară și în special sunt semnale de la Universitatea Tehnică când studenții sunt chemați la decanat și sunt impuși obligatoriu să-și facă viză de reședință la universitate pentru ca să poată să voteze pe loc în Chișinău. Deci, candidatul de dreapta întreprinde toate măsurile posibile și imposibile și utilizează și
într-un fel anumite resursele administrative și alticăi, pentru a asigura prezența nolens volens a tinerilor la aceste alegeri, pentru că ei înțeleg destul de bine că și speră că tinerii vor vota masiv în ce eu nu sunt atât de încrezut. Domnule Țurcanu, ce e cu această problemă? Unde trebuie să voteze tinerii? Nu, în principiu, adică regulă generală, clar că acolo unde are viză de reședință. Dacă nu are viză de reședință temporară, atunci unde este viză de reședință permanentă și în cazul dat, tânărul respectiv, clar că aș fi fost obligat, îi spunem așa, conform legii, să se deplaseze acasă, de unde, de proveniență, văză că de Baștină și acolo să a votat. Deci, problema în cauza a fost abordată deja între data de 30 și acum, deci, da, la ultima ședință în plen și noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor, a considerat că în primul rând nu se poate, asta nu este corect din punct de vedere regulilor europene, chiar principiilor europene, de a schimba deci toate regulile de joc. Așa? Una la mână, doi, distanța de la, hai să spunem, Chișinău până la, nu, da, este o localitate foarte de mai departe, dar eu știu că, de exemplu, aceleași persoane, studenți de la Briceni, majoritatea se învață la Belț chiar. Da, da, în apropiere. Deci nu este problema așa cum este expus. Încearcă să interpreteze doamna Sandu. Prin altele, aici apare încă o întrebare foarte interesantă. Eu n-am verificat până la sfârșit. Nu știu dacă om Dovdinu-i a rămas numai ziua de mâine, dar ieri am primit informația că raionul Cantemir, raionul Cahul, deci raionele care sunt în apropiere de Prut, acolo au apărut echipe tinerilor care se ocupă cu deci repartizarea diferitor materiale informative. Da, materiale informative a doamnei Sandu și tineri cam mai mult seamănă de cei care sunt de peste Prut. După vorbă, mă rog, totuși limba, dialectul se simte deodată. Și eu chiar am dat indicația la activiștii noștri să verifice lucrurile acestea. Asta înseamnă că cred că potențialul tinerilor din Republica Moldova este pur și simplu nu este destul de epuizat sau băieți pur și simplu refuză să participe la aceste exerciții. Domnule Țurcanu, spuneți-mi, vă rog, această epopeie cu banii pasului, unde a ajuns? Până în ce impas? Pentru că până la urmă s-a discutat, am avut înregistrările audio care demonstrau de fapt care este adevărata stare de lucruri, dar nu am avut o poziție fermă. Ieri întrebam un invitat aici dacă ar fi fost logic ca să existe cel puțin demisia lui Grosu din partid sau ce face procuratura, ce face CNA-ul? Evident că în aceste cazuri deci în mod normal trebuie să fie deci anchetate în mod de urgență, doar este o chestie foarte stranie, chiar aș spune eu, nu din punct de vedere deci banilor însăși ca suma totală, dar este foarte important dar proveniența acestor bani. De la cine? De unde? Doar sursa a spus că sunt bani curați. Citez. Cam, nu, înțelegeți, până nu este confirmat altceva, are dreptul la viață, cum spune și versiunea aceasta. Și oamenii trebuie să cunoască acest lucru. Trebuie să cunoască. Eu cred că nu întâmplător s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu doamna. Și asta a confirmat deci, existența un stres, un stres psihologic. Prin altele, deci reacția la mă rog, reproșuri din partea populației este destul de strane. Chiar uitați-vă, ieri aceeași doamna Clinton, care o cunoaștem că psihologic deci uneori se întâmpla, era prea cu mari emoții, dar totuși a găsit puterea și deci a ieșit cu lacrimi, dar l-a felicitat pe Trump. În cazul dat, faptul că așa niște deci hai până la isterie, nu se poate să te superi pe alegător. Un politician matur, cu atât mai mult echilibrat psihologic, respectă până la urmă. Dar anume aceste cerințe sunt înaintate față de un președinte.
să fii matur politic și să fii echilibrat psihologic. Așa fel de stresuri poate să apar într-o zi, de fiecare zi, lucru. Câte 10, 20, 50 sau 3, nu importă. Principal, dacă ai hotărât să fii președintele țării, trebuie să reziști. Trebuie să ai puterea și de caracter și psihologică. Mă rog, rămâne ca alegătorul să decide ce s-a întâmplat și ce a fost, dar noi considerăm că și prin altele întrebările acestea care, și abordările acestea care eu numai ce le-am numit, am primit astăzi din raionul Cahul. Chiar m-au întrebat. În mod direct. De ce? Poate ceva e acolo, nu cumva e încedere, deci să retrage din scrutin. Și oamenii stau așa cu niște gânduri de ce așa se întâmplă cu persoana în cauză. Domnule Noi, nu, reacțiile, eu am vrut să mă refer la ceea ce spunea domnul Turcan. Reacțiile acestea bolnavicioase sau neordinare la ce, cum votează oamenii sau de ce viziunea oamenii este urmărită, pentru că eu mai mult stau pe rețele de socializare, mai mult urmăresc ceea ce se întâmplă în acel spațiu virtual. Este destul de straniu să observi cum oamenii care se auto-intitulează ca fiind de viziune pro-europeană nu respectă regula primară a însăși conceptul de cetățean sau de orientare europeană uniți prin diversitate. Adică dacă cineva nu votează ca ei sau dacă cineva susține candidatura lui Igor Dodon, el automat devine fără minte, el nu judecă normal, el nu are studii, este incitare la ură rasială și așa mai departe. Asta e un lucru foarte straniu, încât noi înțelegem destul de bine că doar respectul reciproc și mutual între oameni poate să ducă la o echitate și la o pace socială. Eu văd pe flangul drept electoral al electoratului cum vin tot mai multe mesaje agresive de intimidare a persoanelor reieșind din votul pe care el l-a acordat în primul tur și pe care urmează să-l acordeze într-a doilea tur. Eu consider că asta e inadmisibil în condițiile zilei de azi, pentru că până la urmă despre asta vorbește însăși. Eu înțeleg destul de bine că asta sunt doar vorbe, dar spre asta începe să tindă însăși Sandu, spunând că este vorba despre respectul pentru oameni. Păi dacă e respect și voi înțelegeți că ați luat în primul tur cu 150.000 de voturi, atunci fiți mai calm și respectați pe oponenții voștri și pe oamenii care au votat această candidatură fix așa cum vreți ca și pe voi să vă respecte. Cu păreri de rău, asta nu se observă nici în spațiul virtual. Domnule, eu am avut numai o mică, hai să spunem, nu replică, dar o mențiune, că întrebări foarte corect. Deci, ceea ce apare în rețelele sociale, dar uitați-vă, asta îmi pare că niște urme foarte clare a unor tehnologii cunoscute. Tehnologii cunoscute, eu iarăși fac o mică paralelă cu alegerile din Statele Unite, dacă ați tras atenție, deci nu m-au apărut primele rezultatele care confirmau că au câștigat Trump. Deodată au apărut. Băi, dar cine au votat pentru dânsul? Cei care nu prea au carte, cei care cei care n-au de lucru și așa mai departe. Deci tehnologiile acestea cam seamănă. Și asta în Ucraina fix aceeași loc a avut eu. Da. Dar asta... ele influențează aceste tehnologii? Ele duc virtual, ce ele spune? Eu nu cred că ele influențează însăși intenția de vot sau mersul lucrurilor în procesul electoral. Ele influențează starea post-electorală în societate. Doar noi înțelegem destul de bine că atâta timp cât eu am foarte mulți cunoscuți care votează diferit, eu nu pot să mă supăr pe fiecare din ei individual pentru că ei n-au votat așa ca mine. Asta nu este corect, încât campania electorală trece, anume mai departe trebuie să fim prieteni, colegi, cunoscuți și așa mai departe. Și asta este incorrect. Pentru binele statului. Să înțelegi doar. Scopul acestor tehnologii este de a influența. Dar oameni legătorii trebuie să demonstreze deci, într-adevăr, că sunt maturi în sensul ăsta și în înțeleg foarte bine. În această idei vreau să vă întreb, cum percep de fapt concetățenii noștri aceste alegeri? Ca fiind geopolitice, așa cum se vehiculează? Știți, eu iarăși fac referință la întâlnirii care... Pe care le aveți în teritoriu. Ziua de azi. Întrebările care au parvenit n-au fost absolut, n-au purtat caracter geopolitic. Unica ce m-a rugat ca eu să dau un răspuns dacă într-adevăr
va fi închisă frontiera, acum, deci se mai vorbește în acele rețele sociale, da. Dacă într-adevăr va fi retrasă cetățenia dublă de la cetățeni. În acest sens, eu am explicat, sunt niște minciuni obraznice și n-are de gând nici din partea europenilor și a celor din România să închide frontiera sau să anuleze regim de vize. Sau, deci, candidatul domnul Dodon și toată echipa absolut are în planuri ca să fie anulată în genere cetățenia dublă, fiind doar numai pentru cei care sunt demnitari de stat. Și oamenii asta o înțeleg deodată, foarte corect. Deci, acele de momentele geopolitice, când explici oamenilor și îi înțeleg iarăși foarte bine, este situația când noi trebuie să realizăm interesul național-economic și este necesitatea de a păstra și de dezvolta mai departe relațiile cu aceeași Uniune Europeană, cu aceeași România, etc. Deci, noi trebuie ca o țară mică să facem o politică corectă, una corectă. Țările mari fac o politică geopolitică, dacă se poate așa de spus, o politică mare, dar țara, așa cum este Republica Moldova, trebuie până la urmă este o țară sau o republică multietnică. Cum se mai mult. Da, cum se conturează, nu știu, peisajul raportat la Găgăuzia, raportat, nu știu, cu tot respectul de nordul țării unde avem romi și așa mai departe. Diferă un pic percepțiile, convingerile. Care e starea de lucruri? Chiar azi, iarăși, la Cagul s-au trezit pe mine două doamne de etnie romă și întrebarea a fost nu legată cu drepturile a lor, dar cu drepturile obișnuite a omului. Una a fost, feciorul a fost condamnat, consideră că ilegal, alta problemele cu ajutoarele sociale, etc. Deci, este foarte important și eu asta și am spus dumnealor că deci candidatul domnul Dodon și toată echipa are de gând să promoveze și mai departe o politică absolut echidistantă în sensul acela că nici problema naționalității, nici problema limbii, nici problema geopoliticii nu poate să influențeze o politică a unui stat independent, suveran și sperăm va fi și economic puternic. Domnule. Noi înțelegem destul de bine că Republica Moldova este un stat multietnic, iar câteva săptămâni în urmă am urmărit chiar și o conferință de presă a liderilor organizațiilor minorităților naționale care și-au declarat susținere pentru Igor Dodon, pentru că este absolut clar că acest candidat promovează o politică de pace interetnică în Republica Moldova. Și pe de altă parte avem un alt candidat, este vorba despre doamna Sandu, care și-a permis în viziunea mea un lux incorrect de a declara că în cazul eventual a unui referendum pentru unire, ea ar vota pentru și ea spune în felul următor, că cetățean sunt pentru, ca om politic sunt împotrivă. Eu, de exemplu, nu înțeleg acest conflict de identitate, da, eu nu pot să înțeleg și nici să o explic, dar este absolut clar că atunci când declar că vei vota pentru unire cu România, noi doar înțelegem destul de bine că statutul autonomiei Găgăuzie, în acest statut este stipulat clar că în cazul în care Republica Moldova pierde suveranitatea, Găgăuzie își determină singurul sort. Adică, de fapt, persoana care pretinde și vrea să devină președinte, să jure cu mâna pe Constituție că ea va apăra integritatea și independența acestui stat din start, a priori. Ea merge pe poziții inverse, deși eu aș chema să fim puțin mai atenți la asemenea declarații și la asemenea oameni politici care vă spun încă o dată cu conflicte aceste de identitate. Pe de o parte eu sunt pentru, pe de altă parte eu sunt împotrivă, eu nu înțeleg așa persoană. Poporul nostru are vreo câteva proverbi la chestia asta și nu numai poporul nostru. Deci asta e o încercare de a asta, deci comitent pe două scauni, pe două scauni și ca de obicei rămâi fără niciun scaun, una la mână, dar poporul nu spune că după aceea rămâi într-o poză foarte incomodă, inconfortă. Deci, evident că trebuie, dacă vrei să fii un președinte, trebuie să spui foarte clar și concret. Da. Pentru ce tu ești și atât. Domnul Țorcanu, ce e cu acest pact anti-Plahotniuc care nu a mai fost semnat și de ce? Care a fost poziția pasului până la urmă? Eu în calitate de ziarist foarte mult m-am străduit să o înțeleg, dar nu am reușit. Poate ne-a ajutat și pe mine și pe telespectatori. Vedeți, acest pact anti-Plahotniuc care a apărut în preajma primului tur, asta a fost un răspuns foarte clar din partea domnului Dodon la toate încercările de a pune în grijă că iacăt este un proiect al lui Plahotniuc.
Și foarte clar s-au spus, nu pur și simplu într-o declarație. Deci este important când politician declară, dar și face. Domnul a făcut și în mod public. Iată textul, citiți despre ce este vorba începând de la punctul 1 până la prin punctul 1. Prin nesemnare, de fapt, s-a autodevelopat, dacă aș putea spune foarte așa. Foarte corect, foarte corect. Și la întrebările care au fost puse, chiar și deci, la ultimele debate, dezbate, deci dacă ați tras atenție, deci dumneavoastră s-au eschivat de la un răspuns concret. Eu nu-i semna, dar de ce? Așa. Nu vreau să semnez nimic cu domnul Dodon. Hai semnează singur. Hai declară despre asta. Nu dorește. Nu întâmplător, într-adevăr, și iarăși eu poate predes fac referință la, dar asta este un barometru foarte interesant. Oamenii azi au întrebat, dar asta într-adevăr așa este că doamna Sandu a fost membru acelor două guverne care au fost, deci, dimiș pe motiv de corupție. Da, da, într-adevăr așa și este. Deci nu este nimic straniu în faptul că dumneavoastră s-au schivat de la semnarea acestui pact. Și reieșind tot din același subiect, eu mi-aduc aminte că în acest studio era un analist politic care nu a reușit să devină candidat, da, la funcția de președinte, care spunea în felul următor că el singur, chiar dacă o susține, are întrebare și ar vrea să audă când dumneavoastră îi spune că ea garantează că nu-l va amnistia pe Vladimir Felat, de exemplu. Doar noi înțelegem că acesta își merită locul unistă. Fix aceeași întrebare și al Plahotniuc. Cu ce ocazie l-a votat pe Candoș? Ei, într-o emisiune la dezbatere spunea că înțelegeți, așa erau înțelegerile atunci, că, păi bine, atunci noi când să vă credem? Când voi aveți niște înțelegeri sau când voi veniți prin sat și ne povestiți nouă poveste despre, cât despre minciuni și despre cât de bine noi o strămim după ce dumneavoastră să deveniți președinte. Iată, la momentele acestea tu trebuie de tras atenție foarte mult, ori o pronunțat tare și răspicat, noi n-am auzit din partea doamnei Sandu că ea nu va admite nici într-un fel dezvoltarea acestei caracatițe a lui Plahotniuc în sistemul de stat, dar pe de altă parte am auzit clar că ea va colabora cu această guvernare. Iată, cu asta eu cred că se poate încheiat subiectul referitor la Maia Sandu și Plahotniuc. Domnule Țurcanu, spuneți-ne, vă rog, ar părea o întrebare, nu știu, oarecum de ochiată. În campanie electorală, cu atât mai mult într-o campanie prezidențială, un candidat trebuie să aibă, să posede anumite, nu știu, virtuți, inclusiv cultură politică. De ce vă zic lucrul ăsta? Pentru că și la nivel de societate și la nivel de individ este lipsit de discreție atunci când cineva te salută și nu îi răspunzi. Cum poate fi catalogat mai mult pe arena politică? Aveți o experiență politică suficientă de a trage niște concluzii? Evident și foarte corect ați menționat că în primul rând trebuie să fii om. Da. Cu cele 7 ani de acasă. Asta și în primul fără Harvard, da? Da, și fără Harvard. Cele 7 ani de acasă sunt mai importante pentru orice persoană, orice om. Și de aici tot începe. Lipsa, măcar unui trimestru de cele 7 ani, după ea are consecințe respective. Iarăși, eu cred că asta vorbește pur și simplu despre lipsă de maturitate politică. Omul încă nu este copt pentru ca să fii atunci când dar chiar nu-ți place ceva. Cum poate lua o asemenea? Zâmbește și răspunde dacă ai ce de răspuns sau cu zâmbitul taci. Deci asta tot este o metodologie, cum spune. Nu. Chiar fac o mică... Noi ne-am convins cazul domnului Timofti, președintele lipsit de verticalitate și așa mai departe. Dacă e să admitem ipotetic că doamna Sandu ajunge în fruntea țării, cum ar putea lua niște decizii radicale? Pentru că președintele statului e și președintele forțelor armate sau conducătorul forțelor armate, e și un șir de atribuții pe care le are. Ori trebuie să vorbim de verticalitate, trebuie să vorbim de promptitudine în anumite situații și deciziile ca să nu fie influențate de alți factori și inclusiv toleranță. Știți, în acest context eu ne aduc aminte despre doamna Ledifer Thatcher. Da. Era și, avea și exterior necesar reprezentativ. Totodată s-o simțit deodată că este un caracter extraordinar de puternic și totodată avea și diplomație extraordinară. Ceea ce cu regret, dacă noi vorbim despre candidat concret, eu nu vorbesc că doamnele în genere nu au aceste, că taman de exemplu doamna Thatcher. Deci, dar în cazul nostru, cu regret, n-avem ceea ce se cere.
Și, mă rog, pe de altele, chiar și pentru funcția de ministru, noi am văzut că, da, poate ca manager unui proiect sau ca asistent, unul din cele 12 asistenți la fiecare din 25 de directori a Băncii Mondiale, cum a fost doamna Sandu, poate și avea, cum spune, capacitățile necesare. Dar în cazul, da. Mai mult nu, da? Eu l-am auzit într-o emisiune pe domnul Vladimir Golovatiuc, colegul dumneavoastră, dar și n-am să-i dau numele, un alt deputat într-o discuție privată care este acum neafiliat, dar fost membru PLDM, care spune că Maia Sandu nu a apărut pur și simplu din pod în funcție de ministru al educației și sunt mari dubii referitor la activitatea dumneavoastră acolo, că bun manager poate și de acord, dar precis nu ca ministru al educației. Ori este clar absolut că dumneavoastră nu era formată în acest domeniu. Eu înțeleg că asta doar ca o ambiție majoră, dar că nu este argumentată nici din punct de vedere profesional, nici experiență, nici altceva. La noi gen nu apărut noțiunea asta manager. Noi am avut deja și un procuror general manager, deci care știa că se fură bani din Banca de Economie, dar deci ocupa numai cu managementul a procuraturii, nu știu ce acolo încă. Deci, da, fiecare persoană trebuie să se ocupe cu ceea ce el poate să facă, dar totodată și să corespunde cerințelor acestei funcții care deci obține. Domnule Țurcanu, fiind și în teritoriu, ați fost întrebat, pe lângă faptul de politică internă, de externă, acțiuni concrete care urmează să le implementeze președintele țării în domeniul social, în domeniul economic, pentru că vorbeam tot cu diferite ocazii și despre acest candidat despre care ne referim astăzi, nu prea regăsim acțiuni pe plan economic, cum vom redresa, cum vom încerca să majorăm salariile, pensiile oamenilor noștri, ce propune de fapt la acest capitol domnul Dodon și până la urmă și locurile de muncă tot sunt foarte importante, cu atât mai mult într-o localitate rurală. Da, de aici pe de altă se începe, doar după corupție a doua problemă este sărăcia populației. Din cele mai importante probleme. Stringente probleme, da, care se confruntă. Deci și aici clar că prima locuri de muncă. Dar locuri de muncă apar atunci când economia este una viabilă, când productul care se produce, da, deci el este așteptat și este piața de sfaceri. Ceea ce cu regret, și este competitiv astăzi, până la urmă. Da, da, da. Și astăzi, cu regret, Moldova nu are aceste posibilități. Sau că avem o economie tenebră, cea pe care o avem. Asta e deja a doua parte a problemei, dar în primul rând totuși asta. Chiar și azi am fost la o întreprindere foarte solidă, Tricon de la Cahul, dar ei lucrează în mod, s-a dus stofa, s-a cusut, vă zic că s-a întors înapoi productul respectiv, pentru PIB-ul statului practic nimic. Unicul plus că oamenii cei care se dă acolo angajați în câmpul muncii primesc salariu. Atât. Deci, clar că crearea locurilor de muncă prin deschiderea piețelor de desfaceri și aici noi înțelegem foarte bine, istoric, așa e dat de Dumnezeu. Moldova se află între interesele economice a celor care unii nu produc ceea ce produce Moldova, deci Moldova n-are ceea ce au alții. De ce noi trebuie aici să avem piața de desfacere, în primul rând să realizăm producția noastră și având veniturile respective și sursele financiare, după aia să rezolvăm și alte probleme ce sunt de tehnologii, selecția, investiții, etc. etc. Deci, doi, reșind din faptul că dacă o să avem locuri de muncă, prin dezvoltarea și deschiderea pieței de desfacere, noi o să avem posibilitatea să achităm salariile reale. La un alt nivel. Deci, dar nu la nivelul cel care astăzi este și atunci defalcări în fondul social va fi mai solid. Dar ce înseamnă defalcarea mai solidă în fondul social? Asta înseamnă că pensii, creșterea pensiilor, creșterea posibilităților de a deci achita unele ajutoarele sociale la alt nivel decât astăzi. Deci deschiderea... Aș îndrăzni deja să zic fostul președinte al țării, domnul Timofti, da, metaforic, da, metaforic vorbind, a pus pe seama fiecare dintre noi miliardul furat.
Oamenii, împreună cu guvernarea. Da, împreună cu guvernarea. Cu toată guvernarea. Colegia doamnei Sandu. Ce urmează să se întâmple? Pentru că, iarăși, fiind în teritoriu, oamenii au nevoie să știe din puținul lor de 1200 de lei pe care au pensie, cât va mai trebui să economiști, ziceau, 25 de ani ca să rambursăm. S-a întâmplat un lucru foarte urât și foarte periculos pentru toți cetățenii și pentru copiii noștri. Deoarece, în caz dacă nu va fi ales, clar că va fi, dar eu ipotetic vorbim. Pentru cetățenii, da, ca să înțeleagă cât de important este, că anume domnul Dodon a spus, prima ce o să facă va fi anularea prin inițierea abrogării acestor legi care pun acest miliard pe spatele oamenilor. Asta este foarte important. În caz contrar, așa și o să rămână, toate amenzile, tarife, prețuri, etc., etc., prin acest mecanism noi vom fi nevoiți să achităm acest miliard, nefiind vinovați. Eu, ca jurist, deci nu poate fi o pedeapsă dacă omul nu este vinovat. Nu o să vârșe ceva. Asta este. Dar în cazul dat, dacă într-adevăr cineva dorește așa să facă, domnul Dodon a spus foarte clar, noi vom stopa acest proces de nedreptate. Domnule Roibu, spuneți-ne, vă rog, e straniu sau nu că câteva zile înainte a celui de-al doilea tur de scrutin avem relansarea sau nici nu știu cum să zic, readucerea la viață a acordurilor de colaborare cu Fondul Monetar Internațional. Este o întâmplare sau cum putem noi califica? Mai mulți economiști au discutat această problemă și în spațiu public și în presă și în spațiu virtual. Este absolut clar că acesta este un semnal din partea Fondului Monetar Internațional, pentru că ei, într-un fel sau altul, susțin ceea ce se întâmplă astăzi în Moldova. Asta dar și vroiam. Până la urmă există un interes direct. Să înțelegi. Dar până la urmă este și un alt interes al guvernării de a face, anume în acest moment, anume în preajma celui de-al doilea tur, ca să fie un semnal clar pentru electoratul de dreapta, care cel mai mult speră la asemenea fel de colaborări cu partenerii în ghilimele de dezvoltare. Este un semnal că calea pe care merge Moldova este corectă și poate chiar și un mesaj de susținere pentru contracandidata domnului Dodon. Eu, popular vorbind, explic destul de simplu asta. Acest acord este nimic altceva, în viziunea mea, decât, popular vorbind iarăși, bucuria proștilor, pentru că cineva pe noi ne aruncă în continuare în datorii, iar cineva se bucură pentru asta, fără să-și dea seama că noi... Aceste sume urmează să fie rambursate. Bineînțeles, noi suntem într-o cădere în continuu, într-o groapă a datoriilor. Și aici vorbim și de proiecte de care în unele cazuri noi nu avem nevoie, aici vorbim și de miliardul pe care noi trebuie să-l întoarcem înapoi și înțelegem că și guvernarea și opoziția care azi o joacă pe opoziția de dreapta, care a fost complice la tot ceea ce se întâmplă, ei au de câștigat pe urmul ăsta, însă nu cetățeanul de rând. Domnule Țurcan, vă rog. Iarăși mă întorc la ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite. Dacă ați tras atenție, deci nou președinte care va fi inaugurat în timpul apropiat, domnul Trump a spus o chestie foarte importantă și interesantă. Dacă eu, ca businessman, am dat cumva un cent și el nu ne-a întors, eu mai mult nu-i da. Asta trebuie să înțeleagă tot cei care doresc să stăie ca narcomanii financiari în așteptare diferitor credite și așa mai departe. Domnule Țurcan, pe ultima 100 de metri a acestei emisiuni vreau să vă întreb. Moldova pe plan extern și de fapt ce remarcați dumneavoastră, alegerea președintelor Statelor Unite ar însemna o revigorare a relațiilor dintre Federația Rusă, Statele Unite și respectiv ca din cele din urmă și pe plan european să avem și noi de câștigat niște proiecte, niște susțineri și așa mai departe? Eu consider că, într-adevăr, va fi revizuirea a relațiilor, în primul rând, de aceste două mari puteri, 100%, asta deja a fost o declarație respectivă, dar revizuirea aceasta a însemna ceea ce așteaptă toată lumea. Măcar un pic de stabilitate în regiune, să fie, da, și nu numai regiune, în toată lumea și evident pe segmente respective cred că totuși va fi. Asta a dat posibilitatea ca noi cu ochii așa mai reali, fără ochelarii cei de culoare roz sau
nu știu de care, vă zic, să ne uităm, galben, să ne uităm anume foarte concret la ceea ce ne așteaptă pe noi. Va fi o abordare foarte pragmatică, pragmatică, și dacă noi nu am demonstrat că suntem la fel înțelepți și pragmatici, deci pe noi poate să ne aștepte. Dar partenerii noștri externi sunt cu ochii pe noi până la urmă. Care este poziția lor? Din surse neoficiale se zice că și președintele țării tot pe ultima sută de metri are consultări cu oficiali americani. Lucrurile rămân a fi oarecum așa destul de incerte. La această întrebare eu își răspunde așa. Da. Noi suntem cei care suntem stăpâni în propria gospodăria casă noastră, în casa noastră care se numește Republica Moldova. Și nu trebuie să așteptăm ca cineva a veni să ne hotărască soarta. Domnul Roibu, pe final de emisiune, spuneți-ne, vă rog, atunci când vă întrebam despre participarea tinerilor, despre deciziile pe care urma să le ia, credeți că în cel de-al doilea tur ei se vor mobiliza și vom avea o participare mai mare la urne, chiar dacă nu avem un prag electoral? Eu consider că unica resursă de creștere de voturi pentru Maia Sandu este doar diaspora. Consider că acolo poate fi o mobilizare cât de cât mai reală. Ceea ce ține de electoratul din țară, de cetățenii care merg la vot și se află în țară, ei au mers la vot pe data de 30 octombrie. Cei care au avut o atitudine față de aceste alegeri, eu nu vorbesc de cei care au boicotat, pentru că este un tot alt grup de oameni, cei care au mers la vot și au exprimat clar poziția lor, prin prezență și prin vot. Eu nu cred că există un resurs atât de mare ca Maia Sandu să poată să acumuleze necesarul de voturi ca să-l depășească, iar dacă noi vom aduna 10, împreună, 10% acum, plus candidații sau cei care își declară sprijinul pentru candidatura lui Igor Dodon și voturile lui Mihai Ghimpu sau Iuri Leancă, cu toate eu consider că ele nu sunt o sacoșă pe care pot să iei să o pui dintr-o parte în alta. Da, atunci, diferența aceasta de peste 200 și ceva de mii de voturi care are în avantaj Dodon față de Sandu, nu va putea să o acumuleze nicicum, nici prin campanii, cod galben, nici prin mobilizări, adoptă, nu știu ce adoptă, e acolo psihotare. Eu nu cred că asta va fi posibil schimbe, doar noi înțelegem destul de bine că doar cetățenii care trăiesc în țară cunosc destul de bine situația, ei privesc realist ceea ce se întâmplă și majoritatea în primul tur și-au exprimat poziția lor față de toți candidații. Pare o întrebare în contextul ceea ce spuneți dumneavoastră și cu asta punem punct acestei emisiuni. Domnule Țurcanu, Guțu sub 1%, Ghimpu 2%. Ăsta e segmentul unionist? Unde au dispărut ei? Unde e mișcarea de eliberare, de nu știu de care, identitate? Asta e, într-adevăr, demonstrează că oamenii noștri totuși nu susțin pe cei care la felul lor, totodată susțin pe doamna Sandu. De aici nu trebuie să facem și concluzii. Doar anume Ghimpu și doamna Guțu au declarat că susțin pe doamna Sandu, dar ei însăși n-au susținere din partea oamenilor. Un paradox până la urmă. Nu, asta e printre altele realitate. Domnule Țurcanu, domnule Roibu, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și pentru explicațiile oferite. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și în numele întregii echipe vă îndemn să rămâneți alături de noi. O seară bună!